concursă la cea de-a treia ediție, Bienala Internațională de Pictură Chișinău 2013, organizată sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, vădește cu certitudine un vector ascendent al calității prestanței și în sensul problematicilor de natură estetică, dar și în cel al extinderii contextului cultural-artistic internațional. Rezultatul eforturilor organizatorice ale primelor două ediții, dar și consecventa abordare din acest an, validează evenimentul pe plan internațional, plasând Chișinăul printre centrele de interes ale manifestărilor culturale vizuale, fapt ce a atras o participare internațională mult mai activă. Parcursul ascendent îl demonstrează o simplă statistică. Dacă la prima ediție au expus 110 artiști cu 141 de lucrări, reprezentanți ai 12 țări, actuala ediție se distinge prin perspectiva calitativă, dar și cantitativă, cu participarea a 181 de plasticieni din 33 de țări, cu peste 250 de creații expuse pe simezele Centrului Expozițional Constantin Brâncuș al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Expoziția reunește artiști din Austria, Armenia, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Costa Rica, Coasta de Fildeș, Cuba, Danemarca, Elveția, Estonia, Franța, Germania, India, Iran, Italia, Japonia, Kârgâzstan, Lituania, Marea Britanie, Mongolia, Olanda, Polonia, România, Rusia, SUA, Spania, Slovacia, Turcia, Ucraina și Republica Moldova. Proiectul nostru este pentru a merge în ascensiune și dacă la prima ediție am avut 12 țări cu 110 artiști, acum avem 33 de țări cu 181 de artiști, preponderent artiști străini. Este și o calificare mai înaltă, pentru că dacă observați pe simeză avem primele valori atât de la noi, Valentin Rus Ciobanu, Eleonora Romanescu, Elena Bontea, Sergiu Cuciuc, Dmitri Peicev și alții, și tot așa și din România, de exemplu, sunt Paul Gherasim, Gheorghe Anghel, Pietru Lucaci, Vasile Tolan, Sorin Ilfoveanu, deci primele figuri ale picturii românești. Din Belgia, din nou, avem o artistă remarcabilă, Nicole Calbot, Copsey, un artist internațional din Marea Britanie, avem India de această dată pentru prima oară. Deci este o expoziție care ne bucură, în primul rând, că artiștii au răspuns invitației noastre. Am avut o altă experiență de a lucra cu artiștii străini și vedem acum rezultatul. Sigur, nu este o descoperire de excepție, pentru că Moldova se mișcă încet pe toate planurile, însă credem că această expoziție totuși are o altă prestanță față de celelalte două și din câte observăm din opiniile artiștilor noștri locali, această expoziție răspunde unor rigori destul de înalte. Șansa să ne cunoaștem. Cultura trebuie să circule, cultura este cea care dă identitatea unui popor și trebuie să ne cunoaștem între noi, mai ales că facem parte dintr-o familie europeană mare și nu numai europeană, ci artiștii au devenit artiști internaționali.
foarte mulți din artiștii care expun în această bienală sunt artiști care circulă prin toată lumea, din Japonia până în America, până în Germania, în alte state europene și în Rusia. Este foarte important să ne cunoaștem și arta să nu mai fie izolată. Arta trebuie să fie un purtător de energii pozitive între oameni și cred că ceea ce ați făcut aici este un lucru absolut admirabil. Noi cu mare удовольствием приехали в столицу Молдовы, Кишинев. И хочу сказать, что очень хорошо организована работа и экспозиция сама, и отношения. И я так думаю, что это хорошее начало, где, возможно, биеннале будет иметь такое влияние на интеграцию не только в плане экономическом, политическому, но и, естественно, культурному. Это высшее, видимо, то, которое сейчас необходимо для наших независимых государств, для того, чтобы мы строили не только каждый в своем государстве, но и имели определенные интеграционные развития, соседские хорошие отношения. În vastele galerii ale Centrului Expozițional Constantin Brâncuș al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, unde Bienala Internațională de Pictură se află la a treia ediție, entuziasmul cu care artiștii din țări îndepărtate, ca și din cele ceva mai aproape, au răspuns invitație de a participa la acest eveniment, denotă însemnătatea sa în concertul universal al genului. Așezată sub semnul postmodernismului, expozanții denotă fără excepție că sunt posesorii unor foarte bogate muzee imaginare în care își află adesea modelele și inspirația. Cei mai puțin hărăziți cu fantezie folosesc frecvent ghilimelele și dau citate din marea istorie a artelor. În general pot fi admirate lucrări ilustrative și narrative care îi îmboldesc pe privitor, vizitator să-și plăsmuiască propriile basme pornind de la fiecare cadră. De altfel, artiștii locali sunt niște admirabili povestitori, pe linia strămoșului moldav de geniu Ion Creangă. Cum s-ar putea să nu fie ei sfătoși în pânzele expuse? Acesta de manifestări izvorât din organizarea saloanelor are circa 150 de ani. Eu cred că a avut inspirații de geniu creator Tudor Zbârnea acum 7 ani în urmă, când a inițiat organizarea acestor manifestări, fapt care va conduce nemijlocit la îmbogățirea patrimoniului cultural al Republicii Moldova, dar și a unor colecții private în țară și pescutare cu lucrări de primă mărime. Este o diversitate imensă de stiluri și abordări, limbaje plastice, de la realism la abstracție, ceea ce realiza în 1968 Andrei Sârbu ca unic artist abstracționist, acum, de fapt, este dominanta expoziției ce luăm noi din aceste lucrări. De fapt, noi luăm tot de la maestrii occidentali, dar și din Japonia, o stăpânire a tehnicii și o abordare a vieții noastre de zi cu zi într-un mod filozofic și într-un rafinament de excepție.
primul lucru ce impresionează foarte puternic în această expoziție este modernitatea flagrantă, aș zice, aproape când am văzut lucrări tradiționale. Nu de aceea că tradiția nu ar fi meritat, dar eu cred că la ora la care suntem acum, însăși modernitatea devine o tradiție. Și în sensul acesta, faptul că se regăsesc și autori de genul Rusu Ciobanu cu un foarte interesant tablou, chiar dacă datează de ceva ani, pare pictat chiar astăzi, faptul că se găsesc și foarte mulți tineri, dar deja tineri care încep să se alerge după consacrare, adică generația celor 10 cu Andrei Mudrea, cu Dani Lișin și alții care acum chiar și-au dat măsura talentului și în plus ceea ce iarăși impresionează, sincronizarea limbajelor artistice. Nu se poate spune, dacă n-am citit legendele sub tablouri, cine și unde este pictat ce tablou. Ceea ce înseamnă că pictura noastră este la zi cu tot ce se întâmplă mai bun în pictura europeană și nu numai, pentru că am văzut și tablouri din Japonia, am văzut cam de pretutindeni. În genere, senzația de foarte mare prospețime, de o explozie de vitalitate și o explozie de creativitate, mai cu seamă. Tendințele recente ale picturii contemporane dinamizează formele și mijloacele de exprimare, astfel încât se estompează limitele dintre domenii, adesea chiar intercalându-se, generând noi opere de artă care, cuprind spectatorul, îi solicită acestuia intelectul și îi servește drept prilej de delectare estetică. Ediția Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău, anul 2013, este un eveniment dintre cele mai importante, întrunind artiști plastici din peste 30 de țări ale lumii, de la Japonia până la Germania, Franța, Italia, Spania, Statele Unite. Iată că publicul iubitor de artă de la Chișinău poate să vadă o diversitate a stilurilor, o lume impresionantă a formelor, o diversitate compozițională și coloristică, făcându-și o impresie despre ceea ce însemnează arta plastică și în special pictura la început de mileniul 3. Cred că merită să fie salutat un asemenea eveniment și sprijinit în continuare pentru ca să devină o tradiție nu doar pentru Chișinău, ci pentru un areal mult mai larg. Foarte interesantă și
acum la vernisaj mă uit că toată lumea e atât de agitată, au atâtea impresii, neașteptate lucrări de interesante. Pur și simplu felicit pe cei care au organizat, în frunte cu domnul Tudor Zbârlea. El a ostenit foarte mult la această expoziție și ne-a făcut o sărbătoare pentru tot colectivul, pentru toată Moldova. Noi am ieșit la un nivel, eu zic de Moldova, am ieșit la un nivel internațional chiar de valoare, fiindcă avem de unde alege. Și toți menționează din cei cu care am discutat că anume exista odată o trienală la Milano, se numea similitudini și diferența. Eu zic că acum noi avem diferența și unitatea picturii. Și asta este foarte important. Și noi, pe fondalul ăsta, putem fi mai buni. Noi de asta avem nevoie, de comunicare prin comparație, comparativă. Dacă nu o facem, rămânem în cabroasca, în balta noastră. Asta este. Caracterul competitiv al Bienalei încearcă să ridice ștacheta prestației artistice și în același timp promovează și încurajează tinerii creatori în procesul evoluției artistice, încearcă să atragă un număr cât mai mare al acestora pe simeze. Nu putem, bineînțeles, trece cu vederea și faptul că deruta, decepția, convulsiile socioeconomice din ultimii ani, statutul social precar al omului de creație din societatea moldavă, afectează la modul direct mediul artistic, în special tânăra generație, care tot mai des se orientează către necesitățile de moment ale unor consumatori de artă de sufragerie. Expoziția actuală constată o receptivitate redusă, adesea oarecum timidă din punctul de vedere al expresiei plastice, a reprezentațiilor tinerei generații de artiști locali, comparativ cu oferte generoase din partea tinerilor artiști din alte țări, creatori care nu își reduc interesele artistice doar la pictura consumistă. Creațiile tinerilor artiști din străinătate, formați în cadrul unor instituții de învățământ în care procesul de studiu este ghidat de alte criterii decât cele de la noi, se disting prin libertatea de alegere a procedeelor artistice și orientarea acestora către tendințele estetice conceptuale actuale, demonstrând o libertate deplină, aflată dincolo de orice convenționalități tehnice sau stilistice, fără intenții directe de agreiere publică. Acesta este și secretul pentru care lucrările acestora suscită un interes vizual remarcabil. Am editat și de această dată un catalog, eu cred că cu un tipar excepțional. Albumul de la a doua ediție l-am găsit printre ultimele achiziții ale Bibliotecii Vaticanului. În felul acesta, eu cred că Moldova se face cunoscută și prin aceste albume pe care le edităm noi la fiecare ediție. Și rămâne un semn că s-a produs ceva în Moldova. În special, artiștii din străinătate vor pleca cu două exemplare acestui album. Le vom livra și ambasadilor noastre pentru a putea face cunoscut acest eveniment pentru viitor. Ritmul dezvoltării tehnologiilor informaționale din ultimii ani a atins cote impresionante, cu ajutorul acestora, artiștii comunicând liber cu întreaga lume. Nu se poate însă asigura o perspectivă a evoluției fenomenului plastic contemporan fără o permanentă comunicare vie, interculturală, în contextul tendințelor artistice internaționale.
La noi, aceasta poate fi realizată doar prin participarea individuală a artiștilor din cadrul diverselor saloane de artă internaționale, dar și prin organizarea unor manifestări expoziționale competitive cu participare externă. În acest sens, prin efortul comun al mai multor instituții publice și asociații de creație, Ministerul Culturii, Muzeul Național de Artă, Uniunea Artiștilor Plastici, Centrul de Artă Amprente, în parteneriat cu Direcția Cultura Primăriei Chișinău, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău și Fundația Familiei Sturza, se organizează la Chișinău această manifestare expozițională internațională competitivă. Îmi face plăcere să mânez premii de la Fundația Familia Sturza. Felicitări la mai mult și la mai mare! Am ajuns să vin acasă din lume și culmea, am ajuns în Moldova să vedem ce se face în lume. Expoziția asta, Bienala, este un centru cultural, artistic, internațional, nou, format la Chișinău. Chișinău azi s-a transformat în centru Europei și a lumii în cultura artistică. Expoziția m-a frapat prin lejeritatea sa. Este foarte greu să aduni atâți artiști diferiți într-un ceva nou compact. Mă bucur că juriul mi-a apreciat lucrarea suficient cât să-mi dea un premiu. Înseamnă foarte mult pentru mine, mai ales că sunt la început de carieră și înseamnă un bravo. Premiul 2 se decernează unei artiste remarcabile din Lituania, Leva Skaurone. Doamna ambasador, o văd aici. Este doamna ambasador care ne sprijină mereu activitățile noastre. Vă mulțumim. Cu bucurie anunțăm că premiul întâi este decernat unui coleg de-al nostru care evoluează pe simeze cu succes, în special în ultimii ani, Leonardo Guțu, pentru lucrarea Seara. Bună ziua tuturor! Desigur că poate să fie unele emoții, dar e normal. Așa expoziții mai rar se întâmplă la Chișinău. De Doamne să fie așa bienale. Vă mulțumesc tuturor, juriul, organizatorilor, felicitări. Și deci felicitări tuturor că avem alte expoziții și vă mulțumesc! Cu deosebită plăcere, de asemenea, anunțăm un laureat al Marelui Premiu
unul dintre cei mai importanți gravori din lume, este artistul Toshio Yoshizumi din Japonia. Mulțumesc! Thank you all so much. I would like to this opportunity to say from the bottom of my heart that my wife and I are very și fericit toți artiștii internaționali care iau parte la acest eveniment. Foarte onorat să primesc premiul mare al celei de-a treia ediții a Bienalei Internaționale de Pictură. Și sunt foarte recunoscător tuturor celor care au organizat Bienala și juriului internațional care au putut face posibil acest eveniment. Aceasta este prima călătorie a mea în Moldova și sunt foarte bucuros de primirea călduroasă pe care am primit-o. Și doresc tuturor cetățenilor din Moldova sănătate și fericire! Pictori autohtoni, orientat cu precădere către tendințele artistice inovatoare și estetica unor artiști din străinătate, se va contura în timp și va asigura o perspectivă favorabilă de dezvoltare a domeniului și, implicit, o mai largă deschidere în antrenarea capacităților de sincronizare cu fenomenul artistic de pe mapa mondului.